la început eram convinsă că politica regională nu poate ajuta Grecia în niciun fel. Nu mi-a fost ușor în Parlamentul European, pentru că știți că orice propunere a Comisiei Europene trebuie să treacă de votul Parlamentului European și speranța noastră este că acum Consiliul European să ratifice. Pentru perioada 2007-2013, practic, nu mai este nevoie de cofinanțare decât din partea greacă. Uniunea Europeană finanțează toate proiectele cu 100%. Din punctul nostru de vedere, cred că am făcut tot ceea ce ne stă în putință. Acum este timpul ca și partea greacă să-și facă partea sa.